Atacurile șacalilor i-au speriat pe crescătorii de animale din localitatea Pietroșani, județul Teleorman. Oierii spun că animalele de care se îngrijesc sunt sfâșiate de șacali. Printre cei păgubiți se numără și fermierul Ionuț Paciumandea, care are grijă de aproape 700 de ovine. Crescătorul spune că noapte de noapte sălbăticiunile prind tot mai mult curaj și ajung să dea atacul chiar și în gospodăriile din sat. La noi în zonă sunt foarte multe animale sălbatice, chiar ecosistemul este întrerupt de către aceste animale, pentru că iepuri nu mai sunt, căprioare, deci aceste animale fac foarte mult rău animalelor, în general animalelor, iar noi cu ovinele avem o mare problemă pentru că atacă, da? Deci ele trebuie seara închise, păzite bine, pentru că atacă foarte mult și din ce în ce ocupă cât mai mult teritoriu. Deci ați avut probleme? Da. V-ați confruntat cu aceste atacuri? Da, am avut probleme numeroase, în special a lăsat o serii, da? În momentul în care se lasă seara, chiar... Văd că suntem înconjurați de pădure, din această pădure, din aceste liziere, vin șacalii? Nu doar din această pădure, vin și din partea aceea spre sat. Ei chiar ajung până în sat, aceste animale, chiar intră în gospodăriile oamenilor. Și la nivel de localitate nu s-a luat nicio măsură? Pot să fie atacați copiii, cei care au până în 5-6 ani sunt victime sigure? Da, nu s-a luat nicio măsură la nivelul localității, dar din punctul meu de vedere asta e o treabă generală, nu ține neapărat de comunitatea locală, pentru că ele sunt animale protejate în momentul de față, iar comunitatea locală nu ar avea o măsură care să o poată aplica în acest sens. Dar nici să lăsăm pe cei mici să cadă pradă sălbăticiunilor. Da, în niciun caz, vă dați seama, pentru că cetățeanul ar trebui să fie prioritatea numărul zero a autorității locale. Genetica este motorul dezvoltării fermelor, iar crescătorii de animale caută cele mai potrivite exemplare pentru afacerea lor. Cel mai potrivit loc pentru a găsi aceste exemplare este tradiționalul eveniment Parada Taurilor, organizat de Semtest BVN Târgu Mureș. Aflată la cea de 21-a ediție, Parada Taurilor va avea loc pe 7 octombrie în comuna Sângeorgiu de Mureș. Este negreșit o dată importantă de trecut în agenda zootehniștilor și o zi așteptată cu mare nerăbdare în fiecare an, la care și AgroTV va fi prezent alături de partenerii săi. Semtest BVN Mureș susține de peste 50 de ani în continuu producția de lapte carne și calitatea vițeilor din ferme prin progresul genetic adus, utilizând de fiecare dată cei mai buni tauri, amelioratori ai rasei la nivel național, european și mondial. Parada taurilor de la Sângeorgiu de Mureș vine să pună în valoare și să încununeze această muncă continuă de cercetare printr-un eveniment unic, cu o tradiție ieșită din comun pentru fermierii din întreaga țară. Ne motivează de fiecare dată să mergem mai departe, încercăm de la an la an să creștem în ceea ce prezentăm, pentru că suntem mânați și noi din spate. Fermierii evoluează, achiziționează animale din afară, fermele devin tot mai performante, deja avem în România ferme de elită, ca atare, dacă nu ții pasul, rămâi în urmă, ceea ce, da, nu este bine. Deci ne-am propus ca să fim alături de fermieri și să ducem mai departe cât ține de noi și cât se poate să ducem această activitate. Am reușit prin parteneriatele care le-am făcut să avem acces până la urmă la aceste fonduri și la acești specialiști în Europa. Ne bucurăm că înaintașii noștri au găsit totuși soluții și parteneriate viabile astfel încât ceea ce se întâmplă la nivel de Europa să fie și în România, să fie fermierul din România să nu fie cu nimic mai prejos decât fermierul din altă țară. Mai mult decât atât, după 20 de ani de colaborare, pot să spun că în România există genetică bună. Deci avem aceeași genetică, important este cum vom reuși ca și organizații profesionale să ne mobilizăm, dar începând de la fermier, operator, structură de COP, registru,
nostru, specialiști, toată lumea ar trebui o mobilizare încât dintr-un efectiv de 100.000 de capete să fim în stare să alegem cele mai bune 10 capete. În continuare, ca și centru de colectare, rămânem în primul rând ancorați în ceea ce înseamnă genetică. Vom încerca să aducem pentru fermieri genetica pe care ei și-o doresc, o genetică bună. Așadar, Semtest BVN Mureș vă invită la Sân Giorgiu să vedeți și să admirați cele mai frumoase și performante exemplare ale geneticii de înaltă calitate la Parada Taurilor, ediția cu numărul 21. Este sezonul culesului în Podgorii, însă la acest capitol lucrurile se complică de la an la an. În județul Argeș, viticultorul Dorin Mărășoiu are o recoltă excelentă pe care ar trebui să o culeagă cât mai repede pentru a nu se deprecia, dar lipsa forței de muncă îi creează mari probleme. Ca multe alte ramuri agricole, viticultura argeșeană se confruntă și ea cu o nevoie acută de mână de lucru. Anul ăsta e prima oară când m-am confruntat cu această problemă. Până acum am avut niște echipe, au mers bine, n-am avut probleme. Anul ăsta, într-adevăr, am avut probleme din acest punct de vedere. Am început culesul cu 3 oameni, acum sunt 8 în linie. Sperăm să terminăm cu bine această campanie de cules la vie. Plantația fermierului aflat la a patra generație de viticultori în familie este una foarte cunoscută și toate lucrările sunt atent planificate, cu mult timp înainte. Anul agricol 2023 pare să fie unul bun din punct de vedere al viticultorilor argeșeni. Așa cum vedeți, mă aflu pe platoul Topoloveni, aici unde este în plină desfășurare campania de cules. Cea mai așteptată perioadă într-o podgorie este cea în care se adună strugurii. Și dacă alte lucrări se fac mecanizat, culesul se realizează doar manual, numai că oamenii nu prea se înghesuie. Am utilizat farma, am bătrânit, în mod evident și nu mai pot să vină la cules, iar în zona tânără nu prea există atractivitate pentru agricultură. Este mult de muncă. În opinia viticultorului, liceele agricole sau măcar clasele cu această specializare ar putea rezolva această sincopă din piața muncii. Cred că ar fi o soluție la ora aceasta, pentru că știu sigur că sunt multe meserii care nu mai găsesc calificare, n-ai de unde să le obții calificare. Sunt anumite firme care fac anumite cursuri, dar nu, cursurile acelea sunt peste timp pe 6 luni de zi, nu apucă să discute ca într-un liceu unde să aibă și o bază materială, să și lucreze și să simtă atracție pentru acest domeniu. Ceea ce îi dă motivație viticultorului să continue această activitate este recolta bogată, dar și conținutul de zaharuri al strugurilor din acest an, care anunță un vin de o calitate superioară și într-o cantitate mulțumitoare. Ziua culturilor fixatoare de azot a adunat și anul acesta sute de fermieri pe platforma fermei Agro Chirnogi din județul Călăraș. Eveniment care a oferit cele mai inovatoare soluții și tehnologii dedicate acestor culturi. Un aspect care nu trebuie scăpat din vedere este și rentabilitatea acestor culturi, pentru că există deja o piață stabilă cu o cerere în creștere și prețuri bune care asigură profit pentru fermieri. Știm că atât noi în România cât și Europa este net deficitară în ceea ce înseamnă proteina vegetală, astfel încât soia, lucerna și celelalte culturi fixatoare de azot trebuie încurajate, susținute, trebuie să știm să producem aceste culturi, dar să avem și posibilitatea de a le comercializa pentru ca fermierul să rămână sustenabil până la urmă și să-și ducă afacerile mai departe și să înceapă o nouă campanie știind că a avut unde să valorifice aceste culturi. De ce spun asta? Pentru că știm că există aceste constrângeri legate de ecoscheme care, pe de o parte, sunt constrângeri, pe de altă parte, sunt încurajări ale fermierilor de a continua cu aceste culturi, încurajări care sperăm să fie și mai importante, atât din punct de vedere legal, cât și din punct de vedere financiar. În agricultura României, soia, spune, este o cultură minoră, cu doar 175.000 de hectare, dar celelalte plante, și a scoate în evidență lucerna, care reprezintă peste jumătate de milion de hectare, cu certitudine reprezintă întotdeauna cea mai bună premergătoare pentru plantele de cultură
cu productivitate mare și m-aș opri la porumb. După plante fixatoare de azot, știm cu toții, cel mai bun randament productiv este de departe în cultura porumbului și marea majoritate a fermierilor cunosc acest lucru, unde oferta paienier este, a spune, irezistibilă. Noi întotdeauna avem o ofertă generoasă către fermieri și știți, avem de 5 ori apia, produs în care putem să dăm de 5 ori subvenția, avem partea de fonduri guvernamentale, da? Ne bazăm foarte mult pe partea de fonduri guvernamentale, Checkbank vrea să acorde partea de proiecte și partea de fonduri guvernamentale pentru că îl ajută pe fermier. Și atunci avem Rural Invest, anul trecut, spre exemplu, am fost cel mai mare jucător pe partea aceasta de program, da? Și vrem să ajutăm partea asta de fermieri să se dezvolte și de ce nu să se integreze, să se asocieze. Dacă ne uităm, foarte mult timp am utilizat îngrășămintele chimice. Nu voi vorbi despre prețul lor care a crescut, dar ce se va întâmpla cu ele? În momentul când avem un timp secetos, cum este acum, ele vor rămâne în sol, plantele nu pot să-l absoarbă, iar în cazul în care vom avea un an mai ploios, ele vor leviga, vor ajunge în pânza de apă freatică, iarăși absorpția lor este redusă de plante. Pledez pentru extinderea suprafeței cu plante fixatoare de azot, pentru că deși plantele trăiesc într-o lume de azot, adică aerul care ne înconjoară are în proporție foarte mare azot, plantele suferă de lipsă de azot. Compania Dicorland a prezentat o serie de echipamente de irigat în cadrul evenimentului denumit Ziua Culturilor Fixatoare de Azot, desfășurat pe platforma Agrochirnoci din județul Călăraș. Aceste echipamente cu eficiență maximă în udarea culturilor provin de la producători de renume cunoscuți în piață pentru soluțiile oferite în sistemele de irigații. Specialiștii Dicorland au oferit toate răspunsurile la întrebările fermierilor prezenți în număr mare, interes arătat mai ales acum când condițiile meteo pun mari probleme agriculturii românești. Suntem prezenți alături de partenerii noștri. Suntem prezenți cu echipamentele de irigat Velei, ale companiei Valmont, de asemenea cu tamburii Ocmis și motopompele Scova, precum și cu sistemele de irigat prin picurare produse de Iritec. În același timp am expus și am prezentat către participanți și către vizitatori parte din echipamentele noastre cu care realizăm instalațiile de transport a apei, presele cu care facem lipiturile țevilor și așa mai departe. Am făcut și o serie de demonstrații pentru cei care au fost prezenți aici. Am adus de asemenea și alte echipamente pe care le distribuim și le propunem către fermieri tot prin intermediul Dicor Agro Solutions, drone agricole, portofoliul de panouri fotovoltaice, tot prin intermediul partenerilor noștri de la Valmont și nu numai. Echipamentele sunt de o calitate superioară și mai mult decât atât beneficiază de diverse perioade și pachete de garanții, unele dintre ele chiar și foarte extinse. Calitatea materialelor nu poate fi contestată, istoria brandurilor pe care le comercializăm este de necontestat în momentul de față. Vorbim despre Velei, cel mai recunoscut producător de sisteme liniare de irigații la nivel mondial. Vorbim de tamburii Ocmis, cel mai mare grup producător de echipamente de tip tamburi și motopompe, deci produsele sunt din categoria premium, iar de asemenea noi, așa cum am precizat, venim în completare către fermieri cu pachetele de garanție extinsă, tocmai pentru a le asigura utilizare îndelungată și fără bătăi de cap.
În aceste vremuri apa a devenit atât de prețioasă pentru agricultura românească și fermierul trebuie să facă economie atunci când o folosește. Cu ce vine în ajutor echipamentul în sine sau instalația? Vine cu toată tehnologia de ultimă oră care permite setări, reglaje, calibrări și așa mai departe la nivel cât mai avansat prin tehnologie patentată și nu numai. Participare record din partea expozanților la zilele recoltei. Evenimentul organizat de Universitatea de Științele Vieții Ion Ionescu de la Brad din Iași. Peste 65 de producători cărora li s-au alăturat în acest an pentru prima dată o parte din studenții USV, beneficiari direcți ai fondurilor de dezvoltare a propriilor afaceri e-antreprenor. Astfel, pe lângă absolvenți cu tradiție deja pe piața produselor locale, au fost și tinerii aflați la început de drum cu produsele care își fac loc în topul preferințelor consumatorilor. Totodată, USV Iași este și pepiniera de unde fermierii își pot găsi forța de muncă bine pregătită, atât de căutată în ultimii ani. Poate depinde din ce punct de vedere privim acest eveniment, pentru că putem să-l privim, de exemplu, ca o zonă de promovare a colegilor noștri mai tineri, studenți, absolvenți ai universității care au afaceri în domeniu. Putem privi, eu știu, poate și din punct de vedere social, în care toată lumea se adună și atunci poate să expună produsele și vedem toți, în procent de 100%, sunt producătorii autentici, cei care produc în zona Moldovei, dar, eu știu, putem privi acest lucru poate ca și un lucru de mulțumire pentru cei care muncesc și, nu știu, să zicem așa, trudesc pământul și, într-adevăr, că nu este ușor, mai ales, cel puțin în condițiile ultimilor ani, cred că e un lucru destul de benefic și pentru ei, dar și pentru noi, pentru că suntem aproape de ei și asta, în primul rând, trebuie să înțeleagă, pentru că, oricând, prin educație, prin ceea ce oferim noi ca și transfer tehnologic, cred că e ceea ce ne interesează și pe noi. Reușim să obișnuim clientul să consume mai mult produse românești și prin astfel de evenimente? Da, asta trebuie să facem, dar ceea ce m-ar încânta, poate pe viitor, este ca să-i vedem pe acești producători că se asociază, că au posibilitatea să-și valorifice produsele în comun, eu știu, poate de a pătrunde pe piețe mai mari și de ce nu să alegem produse care sunt sănătoase, eu știu, că sunt obținute în mod tradițional, că sunt obținute ecologic sau, eu știu, prin metode mai puțin poluante, atunci, pentru că vedem și risipa alimentară este într-adevăr o problemă și atunci trebuie să mergem și în zona de protecția mediului. Avem aici pepiniera pentru forța de muncă. Fermierii în continuare totuși se plâng că nu găsesc forță de muncă. Din experiența dumneavoastră, ce lipsește în lanțul acesta, universitate, ferme, unde e nevoie de forță de muncă? Dacă ar fi să ne uităm la toți cei care expun în momentul de față, vedem că majoritatea sunt de vârstă medie, deci ceea ce înseamnă că, într-adevăr, au început să-și dezvolte afaceri. Dar forța de muncă, să știți, mai ales la întreprinderi mari, cred că aici este o problemă. Pe zona forței de muncă și cred că va fi o problemă sau o provocare, sau poate dacă nu cea mai mare provocare a viitorului, cea forței de muncă și de ce nu a forței de muncă calificată. Dar universitatea poate să intervină prin acest sistem în care împreună cu liceele tehnologice, împreună cu liceele agroindustriale, să venim din nou să formăm acei tineri, acei tehnicieni de care ei au nevoie și la rândul lor de ce nu se înglobeze și persoane care să deprindă, să aibă anumite calificări pe domeniul lor de competență. După ani de cercetare intensivă, teste riguroase și analize meticuloase, New Holland aduce o combină cu adevărat revoluționară. Un juriu alcătuit din specialiști internaționali a decis că utilajul de recoltat New Holland Twin Rotor să primească medalia de aur la târgul Agrotehnica 2023 de la Hanovra, Germania. Combina urmând a fi prezentată în avanpremieră la cea mai mare expoziție de profil din Europa. După aproape 14 ani de la ultima medalie de aur obținută, această realizare marchează un moment de glorie pentru întreaga echipă New Holland. Noua combină produsă la fabrica din Zedelgem, Belgia, este echipată pentru a satisface nevoile actuale ale agriculturii moderne. Echipa New Holland susține că noul utilaj este unul dintre cele mai performante din portofoliul acestora și cu un nivel ridicat de automatizare și urmează să fie prezentată în premieră la târgul AgriTech
Tehnica din Hanovra, Germania, în noiembrie 2023. Selectată cu grijă dintr-un număr impresionant de 25 de aplicații globale, această combină reprezintă un pas uriaș în evoluția tehnologiei agricole și confirmă încă o dată profesionalismul New Holland. Colegul meu, Bogdan Tudor, a stat de vorbă pe marginea acestui subiect cu Ovidiu Ranta, profesor doctor la Facultatea de Agricultură USAMV Cluj-Napoca și membru în juriul de specialiști care a decis ca să se acorde medalia de aur pentru această combină concepută de compania New Holland. Aceste medalii se acordă, ca să înțeleagă cei care ne aud, că nu există un număr sau un clasament al medaliilor. Câte sunt, atâtea sunt. Ca să primească medalie de aur, orice inovație trebuie să fie, să aibă un caracter complet nou, să deschidă un nou drum de dezvoltare a produselor, să aibă în vedere situația energetică sau reducerea consumului energetice și, în ultimul rând, abordare legată de mediu și protecția utilizatorului. Da, domeniul combinilor întotdeauna are multe noutăți. Aproape la fiecare ediție Agritehnica, sectorul de combine sau partea de recoltare în general, recoltare furaje, recoltare cereale, recoltare tubercul sau rădăcinoase, întotdeauna au venit cu caractere inovative foarte bine conturate și punctate și de fiecare dată au primit medalii de aur. Mi se pare, sigur, meritată și este o idee nu neapărat foarte nouă, dar este pusă la punct într-un concept nou, practic un nou mod de a face trăieratul la cereale. Aici se încheie jurnalul AgroTV. Vă mulțumesc pentru că ați fost și astăzi alături de noi și rămânem aproape pentru că toți suntem egali, până când începem să muncim. Alcedo, prietenul recoltelor sănătoase, vă oferă rubrica Meteo. La noapte cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat, cu ușoare intensificări pe litoral. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 4 și 15 grade, mai scăzute în depresiunile din estul Transilvaniei, spre 1-2 grade. Izolat se va semna la ceasă, în special în centrul țării. Mâine ziua, vremea va fi frumoasă și se va încălzi, devenind ușor mai caldă decât în mod normal la această dată. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime se vor încadra între 19 și 26 de grade. Izolat, dimineața se va semna la ceață, îndeosebi în centrul teritoriului. Caracteristici agrometeorologice. Rezerva de apă în stratul de sol, 0,20 de centimetri, va prezenta valori satisfăcătoare în Maramureș, Crișana, cea mai mare parte a Transilvaniei și a Banatului, local în Moldova, Muntenia și în mai multe zone din Oltenia. Conținutul de umiditate din sol se va încadra în limitele scăzute și deosebit de scăzute în Dobrogea, pe suprafețe agricole extinse din Moldova, Muntenia și Oltenia, zone din Transilvania și din Banat. Starea de vegetație a culturilor agricole. În general, regimul hidrotermic din aer și sol va permite desfășurarea în ritmuri normale a proceselor de maturare la speciile de prășitoare și pomi viticole pe aproape întreg teritoriul agricol al țării. La culturile de toamnă semănate până în prezent, condițiile agrometeorologice vor favoriza desfășurarea fazelor incipiente de vegetație, respectiv germinare, răsărire și apariția primelor frunze, în special pe arealele agricole cu o bună aprovizionare cu apă a solului din vestul, centrul și nordul țării. Porumbul va parcurge maturitatea deplină și recoltarea în special în jumătatea de nord a țării. Sfecla de zahăr din Transilvania și Moldova va înregistra predominant acumularea zahărului în rădăcină, precum și maturitatea tehnologică. Speciile pomii viticole se vor afla în fazele de coacere a fructelor, boabelor, lemnului în toate plantațiile. De asemenea, la speciile ajunse la maturitatea tehnologică se va continua recoltarea. La culturile de rapiță și orz de toamnă se vor semna la primele faze de vegetație, respectiv germinare, răsărire, apariția primelor frunze, continuându-se lucrările de semănat la nivelul întregii țări.
recomandări de specialitate, continuarea lucrărilor de arat pe terenurile cu o bună aprovizionare cu apa solului în stratul de 0-20 de centimetri, pregătirea patului germinativ și semănatul cerealelor de toamnă, orz și grâu în perioada optimă, recoltarea, transportul și depozitarea produselor agricole și a fructelor de sezon, eliberarea suprafețelor agricole de resturile vegetale. Alcedo, prietenul recoltelor sănătoase, va oferi rubrica Meteo.